Evenimentele se precipită în legătură cu amenințările Rusiei la adresa Ucrainei și a întregului spațiu aliat. În această după-amiază, NATO a anunțat că trimite avioane și vapoare în Europa de Est. Secretarul General NATO a avut în această seară o conferință de presă, a confirmat informația și a spus că NATO va continua să ia toate măsurile necesare pentru a proteja și apăra toți aliații, inclusiv prin consolidarea părții de est a alianței. O altă depeșă, Reuters anunță că președintele american Biden în această seară va avea o videoconferință securizată cu principalii lideri europeni pentru a discuta despre situația din Ucraina. Spun bună seara în continuare doamnei Loalu, Sarmizei Andronic, doamna Andronic, și de asemenea prin Skype doamna deputată Ana Cătăuță de la PSD și domnul senator PNL Septimiu Băurceanu. Bună seara, mă bucur să vă revăd. Aș vrea să ne uităm pe aceste informații, aș vă solicita un scurt comentariu, domnule Băurceanu, doamna Cătăuță, pentru că informațiile abundă. Avem și un sondaj pe care vreau să-l analizăm imediat. Ce cred românii despre invazia rusă în Ucraina, aici atât de aproape? Domnule Borceanu, vă rog. Bună seara, bine v-am regăsit. Trecem prin cel puțin în regiune, trecem prin niște momente foarte dificile, foarte grele. Prezența NATO în această zonă pentru a asigura stabilitatea. Este un element foarte important și este nevoie de stabilitate în regiune. Doamna Cătăuță? Într-adevăr, momentele pe care le traversăm sunt extrem de complicate și am auzit și eu anunțul făcut de secretarul general al NATO, un lucru care este normal. Condiții complicate, NATO trebuie să ia toate măsurile ca să-și protejeze statele aliate și cetățenii din statele aliate. Aș vrea să menționez un singur lucru. Până acum, NATO și Statele Unite au încercat toate căile diplomatice posibile pentru evitarea unui conflict. A fost de 2 ani de zile NATO invită Rusia la dialog. Nu s-a întâmplat doar în ultima vreme. Faptul că Federația Rusă a decis în alt fel este o decizie care îi aparține. Asta nu înseamnă că NATO nu are dreptul ca pe teritoriul statelor aliate să ia toate măsurile pe care le consideră necesare. De asta eu mă bucur că suntem astăzi în NATO și mă bucur că suntem protejați nu doar de articolul 5, ci de faptul că împărtășim aceleași valori democratice cu statele Bun. Din Occident. Doamna Cătăuță, în această seară Casa Albă a anunțat o videoconferință securizată a președintelui american Biden cu principalii lideri europeni. De la Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene, până la, sigur, premierul Italiei, al Marii Britanii, al Franței, președintele al Germaniei, cancelarul și președintele Poloniei. Nimic despre Bulgaria și România direct vizate de cerințele Rusiei acum două zile. Să ne îngrijoreze lucrul ăsta sau să ne pună măcar pe gânduri? Nu cred că trebuie să ne îngrijoreze și în aceste ultime săptămâni complicate a existat un dialog constant, inclusiv cu București, inclusiv cu Sofia și nu cred că acest lucru trebuie să ne îngrijoreze în mod deosebit. Nu știu exact care este componența celor care vor lua parte la acest videocall și nu pot să fac mai multe afirmații. Tocmai v-am spus, România nu e în acest videocall. Știu că a existat un dialog constant, inclusiv cu statele aliate, cum ar fi Ucraina sau Republica Moldova. Dar, repet, nu cred că acest lucru trebuie să ne îngrijoreze. Trebuie să fim cu toții atenți ca orice declarație făcută în spațiul public în această perioadă să nu inflameze cumva spiritele și mai mult. Da, dar ați văzut că la nivel internațional lucrul ăsta se întâmplă. Vorbeați despre căile diplomatice pe care le-au utilizat Statele Unite, să discute cu Rusia. Pare că ele nu s-au epuizat încă. Pare că încă mai există căi diplomatice, pentru că în fiecare zi mai auzim de o conferință de presă, de o negociere și așa mai departe. Acum întrebarea este cum trebuie să arate aceste negocieri ca ele să aibă succes? Pentru că, sau hai să privim altfel lucrurile. Cum ar trebui să arate să nu fie un eșec? Pentru că nu văd Rusia cedând în niciun fel
Pare că acolo lucrurile nu sunt în regulă și nici nu văd Rusia luându-și catrafusele și plecând acasă pur și simplu. Aveți dreptate, lucrurile sunt extrem de complicate, dar ce cere astăzi Federația Rusă ca NATO să nu amplaseze trupe pe teritoriile României și Bulgariei este un lucru care nu poate fi acceptat. Să ne aducem aminte că primele trupe aliate NATO au venit pe teritoriul României începând cu 2014, după anexarea ilegală a Crimeei. A fost o măsură, să-i spunem, defensivă din partea NATO și a statelor aliate în fața unei amenințări directe a Federației Ruse. Într-adevăr, în urma negocierilor de săptămâna trecută de la Geneva, zilele acestea, atât Statele Unite cât și NATO trebuie să revină cu un răspuns față de cererile Federației Ruse. Și cred că acest lucru va mai dura o perioadă, dar important, oricât de mult ar dura aceste negocieri, e important până la urmă succesul, ca să-l definim, ar fi pacea în regiune și lipsa unui conflict armat în regiune poate fi considerat un succes. De asta trebuie să avem puțină răbdare, să privim cu atenție și cu multă precauție ce se întâmplă. Bun, doamna Cătăuță, răbdare și precauție, am înțeles, dar câtă vreme vine un anunț oficial de la Bruxelles, de la șeful NATO, care spune că peste România și Bulgaria, adică estul Europei, domnule senator, vor zbura foarte probabil din noaptea asta sau de mâine avioane și la Marea Neagră vor fi în apele teritoriale românești vapoare ale aliaților. Lucrul ăsta e menit să te sperie cel puțin. Există comunicări publice din partea autorităților, că-i Ministerul Apărării, că-i Cotroceniu, că-s liderii politici care să liniștească populația. Domnule senator. Toate demersurile care se fac la ora actuală sunt demersuri care arată în primul și în primul rând deschiderea la dialog din partea NATO. Observați acest lucru, NATO comunică foarte bine fiecare pas pe care îl face și îl face cu atenție. Acest lucru are rolul de a aduce calm. Scopul dialogului îl reprezintă pacea. Iar pentru acest lucru trebuie să înțelegem că dialogul constant este un element foarte important. Păi, domnul senator, avioanele și vapoarele nu sunt pentru pace. Dar, în același timp, NATO trebuie să asigure securitatea și stabilitatea partenerilor NATO, ai alianței. Și acest lucru se face și prin asemenea lucruri, prin dezvoltarea unei infrastructuri. Vorbeați despre comunicare, dacă îmi dai voie, Adrian. Da. Vorbeați despre comunicarea oficială pe care o face NATO. Da, ea există în fiecare zi. Numai că haideți să ne amintim că și NATO, prin secretarul general, și Biden, președintele Biden, președintele Statelor Unite, amândoi spun același lucru. Oricând Rusia poate ataca Ucraina. Ori asta nu ne dă deloc speranțe că lucrurile funcționează. Adică este motamo, este cu subiect și predicat ce am spus eu acum. E peste tot în presa internațională. Deci asta nu este de natură să ne liniștească niciun fel. E, doamna avocat, o situație limită. Afli că vor zbura avioane pe deasupra casei tale. Ar trebui autoritățile să înceapă să comunice, să vină cu detalii? Măi români, frați români de ziua Unirii Mici, uite ce ni se întâmplă. O să vedeți niște drone, o să vedeți 10... Herculesuri pe deasupra caselor voastre. Eu cred că un astfel de comunicat nu va face decât să introducă panică în populație. Eu zic că acel CSAT de miercuri, care n-a fost stabilit, cred eu, întâmplător pentru miercuri, deci cred că de comun acord cu aliații, va arăta pașii care se vor face. Pentru că întâlnirea de la Geneva, să nu uităm, a avut loc la un nivel de subsecretar de stat. Prima, da? De lunea trecută. Exact. A avut loc la nivelul subsecretarului de la Departamentul de Stat și la nivelul adjunctului lui ministrului Lavrov de Externe. Urmează, zic eu, întâlnirile între Lavrov și șeful Departamentului de Stat. Au fost vineri acum. Da, dar nu s-au încheiat cu niște comunicate deosebite. Și cred că în curând vom asista iarăși la o teleconferință Biden-Putin. Pentru că, să nu uităm, în luna decembrie, totuși, Putin a cerut niște confirmări în scris a faptului că Ucraina și Belarus nu vor intra în NATO. Aceste confirmări în scris nu au venit. El și-a manifestat forța și a desfășurat-o în teren de-a lungul întregii frontiere, da? Și a masat toate trupele, sau cele mai importante trupe din zonele îndepărtate ale Rusiei, tocmai pentru a-și
arăta puterea armatei sovietice. Este normal și noi să aducem acum niște unități militare NATO în România care să arate, adică sunt ca doi coloși care se vor își arată colții, să zic așa, față în față. Eu nu cred că vom asista și sper să nu asistăm la o confruntare militară. Vreau să... Vă rog, doamna Cătăuță, vă rog. Obiectivele NATO, pe lângă apărare, se află și partea de descurajare a inamicului sau adversarului, sau cum vrem să-i spunem. De asta, probabil că prezența mai multor trupe și instrumente militare sunt și pentru a acoperi această parte de descurajare. Dar este NATO percepută ca vulnerabilă, având în vedere că Germania nu trimite niciun fel de armament în Ucraina? Nu, nu cred că se poate pune problema despre asta, pentru că sunt celelalte state aliate care au dat un semnal clar, adică nu trebuie să fie trupe din fiecare stat aliat în acest moment. Vom vedea pe măsură ce evoluează lucrurile, sper eu în continuare, poate sunt prea optimistă că astăzi este unirea mică, sper că vor evolua totuși pe o cale pașnică și că totuși dialogul va ajunge la un consens și la un compromis între NATO pe de o parte și Federația Rusă pe de cealaltă parte. Este politică corect ce spuneți dumneavoastră, numai că haideți să nu uităm că secretarul general totuși al NATO a ieșit în conferință de presă cu domnul Scholz. N-a ieșit cu altcineva, adică noi minimizăm cumva importanța Germaniei, dar iată că mișcările care se fac duc într-o altă direcție. Sau Ucraina să fie lăsată, scuzați-mă, în bătaia vântului. Se poate și asta. Vreau să ne uităm, stimați invitați, peste un sondaj realizat de cei de la Avangard, de sociologii de acolo, și să ne uităm pe niște cifre, apropo de percepția românilor despre război și iminența lui. Dumneavoastră personal, credeți că Rusia va invada Ucraina? Românii zic, în proporție de 42%, că da. 29% nu cred, nu pot aprecia, 27% și nu răspund, 2%. Să precizez că sondajul e făcut între 21 și 23 ianuarie, în ce zi suntem astăzi? 24. 24. Deci vineri, sâmbătă, duminică. Deci informațiile erau cât se poate de reale, nu? De proaspete, da. Și acutizate declarațiile belicoase, deci românii erau în temă vis-a-vis de iminența acestui război. Da, vezi, ai spus 42%. Cred că Rusia va invada Ucraina. Asta înseamnă că informațiile care circulă în spațiu public sunt de așa natură încât, iată, îi influențează pe români în acest sens. E o problemă. Haideți să vedem următorul slide. Vreau comentariul noastră, stimați invitați, ori de câte ori vreți să interveniți. Dacă Rusia va invada Ucraina, credeți că un eventual război riscă să se extindă în Europa sau va rămâne un conflict între cele două țări? Îngrijorător, se va extinde în Europa, cred românii, în proporție de 43%. Deci îngrijorarea românilor e cât se poate de întemeiată, domnule senator, doamna deputat. Este normal ca românii să se teamă, având în vedere că există și un precedent, cel al anexării ilegale a Crimeei. Adică există un moment în istoria noastră recentă în care Rusia a invadat o zonă din Ucraina. Și cred că toate aceste declarații care se fac de o parte și de alta îi conduc pe români la concluzia că dacă va fi un conflict armat în Ucraina, cu siguranță impactul va fi mai mare și există posibilitatea să se extindă și în alte zone. Ce repet, mă bucur foarte mult, este că astăzi, fiind stat membru NATO, noi suntem protejați de articolul 5 și că dacă, Doamne ferește, există vreo intenție de intruziune, să spunem, pe spațiul teritorial sau maritim românesc, toți ceilalți aliați vor sări în apărarea noastră. Domnule senator? Este normal să existe la nivelul populației o îngrijorare. Cu toții privim cu atenție, însă trebuie să fim extrem de ponderați în următoarea perioadă în a trage concluzii. Scopul nostru este pacea. Și atunci trebuie să privim aceste demersuri ale NATO ca fiind demersuri care urmăresc acest scop. Pacea în regiune și stabilitatea în regiune. Dați-mi voie să continui cu datele sondajului. Dacă Rusia va invada Ucraina, credeți că va fi un război de durată sau conflictul se încheie repede?
Românii cred, în proporție de 27%, că va fi un război de durată, 36% că se va încheia repede. E dureros rezultatul acestui sondaj, pentru că a se încheia repede înseamnă folosirea armamentului de ultimă generație, ceea ce nu știu cu ce victime și cu ce riscuri se va încheia un astfel de conflict. Adică eu cred că mai degrabă a merge pe nu pot aprecia, nu știu dacă cetățenii care au fost intervievați de către Avangard știu ce înseamnă războiul în ziua de astăzi. Și e greu să fii definitiv cu această poveste. E greu, nici ei nu știu exact încotro se îndreaptă. Sigur că e foarte important să fim precauți, dar până la urmă pe români nu-i costă nimic să dea un răspuns în funcție de ce simt și de ceea ce cred și, repet, în funcție de informațiile care circulă în spațiu public. E capitală întrebarea următoare. Considerați legitimă o eventuală invazie a Rusiei în Ucraina? 65% dintre români nu consideră legitimă invazia rusească. 10%, foarte interesant procentul, da, și nu pot aprecia, 23%. Cred că mai avem câteva slide-uri, să le derulăm mai repejor. Dacă Rusia invadează Ucraina, NATO ar trebui să intervină militar sau nu? 43% consideră că da, 33% nu. Considerați legitime cerințele lui Putin ca NATO să ofere Rusiei garanții că nu se extinde în Ucraina, să retragă din Europa de Est? Nu, spun românii, în proporție de 53%, da, 20%. Scepticismul e destul de bine conturat. 20%? Vezi, situația ar fi trebuit rezolvată pe cale diplomatică. Un astfel de sondaj, știu eu, nu știu dacă poate releva ceea ce înțelege românul din situația actuală diplomatică, cu o Uniune Europeană slabă, fără o armată conturată, mai ales în cele mai importante state, adică Germania și Franța, cu un NATO care își dorește, normal, să mențină pacea în regiune. Întrebările sunt foarte, foarte dificile pentru cetățenii români, pentru că noi ne aflăm totuși la granița cu Ucraina. Adică situația este, să zic așa, destul de periculoasă pentru noi, pentru România, având în vedere că Ucraina este totuși o tentație și pentru Federația Rusă. În continuare. Eu cred că în viitor, în circa 5 ani, 6 ani, o să asistăm la o refacere a Uniunii Sovietice. Da, uite, ai avut un slide mai devreme. Da, da, asta e esențial. Dacă vrei ne întoarcem, ia uite la întrebarea asta. Nu, tu mi-ai adresat mie o întrebare ora trecută și ai primit răspunsul de la români. Bun. Da? Adică, uite, dacă ei consideră că ar trebui să se trimită trupe în Europa de Est, 50% spun că da. Deci înseamnă că ei așa se simt protejați. Când eu te-am întrebat pe tine, hai să vedem cum ne simțim, ne simțim protejați sau ne sperie lucrul ăsta? Uite, românii se simt protejați. Aveți încredere că președintele Iohannis ar gestiona corect situația de criză dacă Rusia invadează Ucraina? Da, 33%, nu, domnule senator, 46%. Românii nu-l creditează pe președintele țării cu capacitatea și abilitatea de a gestiona situația în cazul unui război. Cum ne uităm la treaba asta? Și adiacent, o altă întrebare și imediat comentariul noastră. Dacă guvernul Ciucă ar gestiona corect situația de criză, dacă Rusia invadează Ucraina, da, 40%, nu 39%. Deci Ciucă e creditat, Iohannis nu. Diferența foarte mică, insensibilă. 1% e diferența între da și nu, insensibilă. Adică putem specula. Da. Eu cred că astăzi nu este loc speculații. Noi trebuie să aducem stabilitate. Avem un guvern legitim, avem un președinte legitim. Zile următoare are loc o ședință a CSAT. Eu sunt convins că România va continua să susțină ferm alianța și măsurile pe care le ia alianța pentru a asigura stabilitatea în regiune. Președintele este legitim, cum spuneți dumneavoastră, nu știu dacă este și competent. Dar, mă rog, românii spun că nu prea. Doamna Cătăuță, neastră cum vă uitați la acest... Președintele Iohannis are capacitatea să gestioneze acest eveniment și are
toate pârghile diplomatice pentru ca România să poată susțină în continuare și să fie un aliat de bază în NATO. Dumneavoastră știți mai bine ca noi. Noi ne amintim doar că Biden în seara asta nu l-a sunat și pe Iohannis. Doamna Cătăuță, cum discutăm despre, și ne-am oprit cu sondajul Avangard, dar vreau și comentariul noastră, cu competența președintelui de a traversa țara printr-o criză de război? Cred că acest sondaj, cumva răspunsurile la acest sondaj, se suprapun și pe neîncrederea generală pe care românii o au astăzi în instituțiile statului român. E poate că normal ca generalul Ciucă să fie creditat, să spun, cu mai multă încredere din partea românilor, având în vedere și experiența dânsului în teatrele de operațiuni din Afganistan. Însă eu vreau să înțelegem cu toții că în astfel de momente nu suntem singuri și dacă, Doamne ferește, se va ajunge la o situație conflictuală, nu va trebui să trecem singuri prin acest lucru și cu siguranță ne vom bucura de sprijinul întreg al partenerilor noștri occidentali. Așa să fie, mai ales că discursul lipsit totalmente de emoții al președintelui Iohannis azi, 24 ianuarie, e grăitor în sensul celor ce spuneți dumneavoastră. Dar aș face trecerea la acest 24 ianuarie, aniversarea Unirii Mici a Românilor, și până la a vedea că a fost un 24 ianuarie pătat cu cerneală, să-i zicem așa, și e vorba de Partidul Aur și de pățanile domnului Simion, care a ținut să confiște acest eveniment, aș trece până acolo printr-un mesaj care vine de la domnul Putin, pentru români, doamnelor. În seara asta, ambasada Rusiei și reprezentantul său în România, al domnului Putin, transmite felicitări tuturor românilor cu ocazia zilei de 24 ianuarie. Sincere felicitări tuturor românilor de Ziua Unirii Principatelor Române, zice Cuzmin, fie ca 24 ianuarie să vă aducă sănătate, fericire și multă, multă bucurie alături de cei dragi și apropiați. La mulți ani! Mesajul Ambasadei Federației Ruse în România. Este o chestie care ține de protocol. Nu e nimic de comentat. Nu e nimic de comentat. Ar fi fost de comentat. Îți bagă vapoarele la gurile Dunării. Ține de protocol și ar fi fost de comentat dacă nu am fi avut un astfel de mesaj. Lucruri de genul ăsta și mesaje de genul ăsta sigur circulă peste tot în lume, mai ales cu ocazii de genul acesta, cum avem noi sau Ziua Națională. Să fie cinic. Doamne. Nu e cinic, e doar protocolar corect. E foarte frumos și diplomatic, pentru că să nu uităm, sunt niște relații, noi nu avem relațiile stricate cu Federația Rusă, noi suntem în relații diplomatice normale. Da. Doar sunt măghipată în jurul perimetrului ambasadei de când ne știm noi. Hai să vedem isprăvile domnului Simion de la AUR, un alintat al propagandei ruse, cum ar zice cei de la USR, pe care nu-i avem în platou aici, dar așa l-au acuzat în spațiu public astăzi, că ar fi confiscat Ziua Unirii Mici. Hai să vedem cum a fost tropit domnul Simion. Gurile rele zic că s-ar fi aranjat stropirea asta a domnului Simion. Hai să-l vedem dându-se în bâlci. Hai să facem puțin loc, hai să... Prinde-l! Hai să facem... Nu se poate, da. Ia uite, domnule, nu se poate. Nu se poate. Nu se poate. Da, imaginile și declarațiile, ambianța de azi de la Iași, unde sunt restricții legate de pandemie, primarul localității a cerut să nu se organizeze astfel de manifestări publice. Cei de la AUR au ținut cu tot din adinsul să marcheze momentul și au făcut-o, iacătă, cu vrușini de sat. Cert e că domnul Simion, copreședinte al Partidului AUR, intră în panoplia
președinților, stropiți cu cerneală sau scuipați ca domnul Băsescu. Emil Constantinescu la o astfel de adunare publică, nu? În anii până în 2099, da, stropit cu cerneală. Domnul Băsescu, în al doilea mandat, scuipat la propriu de un simpatizant. Chiar pe domnul Chirica de la Iași l-am avut stropit cu cerneală sau lovit cu ouă acum vreo 2 ani, probabil legat de scandalurile de corupție în care edilul de Iași e implicat. Și am o declarație, doamna Cătăuță, și apoi comentariile noastre cu tot dragul, domnule senator, a deputatului, colegul nostru de la Iași, Alexandru Muraru, care e un apropiat al președintelui Iohannis. Zice, n-am convingerea că tot scandalul n-a fost provocat chiar de extremiștii neolegionari de la AUR. Sunt metode folosite în Germania anilor 30. E foarte bun comentariu. Da, vă rog, vă rog. Așa și este. Pentru că m-am uitat acum la reacția domnului Simion. În general, când ți se întâmplă un eveniment neplăcut, că ăsta e un eveniment neplăcut, da? Îți vine cineva din spate și îți dă cu ceva. Putea să fie acid, putea să fie orice. Ai o reacție. El nu are nicio reacție de sperietură. Deci este clar că deja George Simion se vede președintele României. Părerea mea este că a creat acest moment tocmai ca să îl difuzați dumneavoastră și alte posturi de televiziune. Să spună, ia uite, cei dușmanii noștri, care văd că și are o mențiune că un băiat de la USR și soția lui au vrut să facă gestul acesta, că ei sunt extremiști și așa mai departe. Însă atât de mult a decăzut politica în România, de s-a ajuns să se recurgă la astfel de situații. Eu nu spun, au fost mitinguri electorale, mai ales în anul 2020, în 2019, cu multă înverșunare între participanți, da? S-au aruncat cu diverse. Dar ăsta se vede clar că este un moment creat pentru a se înscrie în panoplia prezidențiabililor. Aș dori comentariul politicienilor invitați. Doamna Cătăuță, vorbisem întâi cu domnul senator și imediat dumneavoastră. Apropo și de comentariul domnului Muraru de la Iași, domnule senator. Acest eveniment, din punctul meu de vedere, nici nu ar trebui comentat. E un eveniment de marketing al AUR, pentru a putea fi prezent în emisiunile dumneavoastră și a obține un loc în prime time. Atât s-a putut. Doamna Cătăuță, vă rog. Să știți că doamna avocat are foarte mare dreptate. Până la urmă, haideți să ne aducem aminte ce sărbătorim astăzi. Sărbătorim probabil unul din cele mai inteligente momente istorice din din istoria României. Momentul în care elita politică de la acea vreme a decis să-l aleagă pe Alexandru Ioan Cuza și la București și la Iași ca domnitor al principatelor, astfel încât această unire a principatelor să se întâmple de facto, chiar dacă marile puteri la momentul respectiv nu erau foarte fericite cu acest lucru. Și de la acel moment, de la însemnătatea unui moment excepțional în istoria noastră, am ajuns să discutăm astăzi despre un lider care a fost stropit, intenționat sau nu, cu cerneală. Acum, dacă domnul Simion vrea să se compare atât cu fostul președinte Constantinescu, cât și cu fostul președinte Traian Băsescu... Poate cu președintele Franței Macron și el lovit cu ouă cu 2-3 săptămâni. Dar dacă mi-aduc aminte, nu pot să spun că sunt cele mai de succes mandate din istoria recentă a României. Asta e o alegere personală. Nu știu, nu pot să-mi dau cu părere. Bun, dacă doamna Cătăuță, una e una, da. Una e una, alta e alta. Dar chestiunea asta cu manifestarea ilegală, câtă vreme în Iași, restricțiile pandemice, nu-ți permit să faci astfel de adunări publice, autoritățile de ce se uită neputincioase? Nu știu de ce se uită neputincioase și nu știu de ce persoane care aleg să nu stea în izolare, deși ar trebui să stea în izolare, primesc amendă și nu se aplică legea mult mai clar. Asta e un lucru la care instituțiile statului trebuie să răspundă. Nu sunt eu în măsură să răspund la acest lucru. Dar e urât faptul că se încearcă confiscarea unei zile atât de importante în istoria noastră, poate la fel de importantă ca data de 1 decembrie. Sarmiza Andronic, se întâmplă lucrurile astea care, nu, suntem indignați când vedem,
că sărbătoarea e pătată cu treaba asta. De marketing, cum zice domnul senator de la PNL. Dar autoritățile sunt complice. Da, deci să știi că eu nu știu ce s-a întâmplat acolo, nici nu pot să comentez, habar n-am. Cert este că a fost un eveniment nefericit din multe puncte de vedere. Acum, auzăriștii o vor crede pe doamna avocat, cei de la AUR și simpatizanții îl vor crede pe George Simion. Dar tu ce crezi, personal? Eu nu știu ce a fost acolo, dar vreau să spun că i-a ieșit lui George Simion această chestiune de marketing. Da. De la ora 1 e pe toate canalele. Da, e pe toate canalele. Deci până la urmă nici la mai contează. Îl ajută pentru că îl victimizează pe de o parte. Pe de altă parte, uite, am să spun un lucru. Chiar dacă acolo nu aveau voie să facă niciun fel de manifestație, pentru că așa a spus primarul, ai să râzi. Dar simpatizanții AUR văd acest gest de a ieși în stradă și de a manifesta ca pe un act de curaj. S-a și viralizat, uite, glumele exact. De pe internet. Deci are George Simion acest talent, dacă vrei pui ghinimele sau nu, de a-și face campanie, fără doar și poate. Bun, pe mine altceva. Fiecare se raportează cum vrea la acest gest pe care l-a făcut acea persoană cu George Simion. Fiecare interpretează cum vrea și cum simte. Habar n-am ce a fost acolo. Însă, repet, autoritățile, că tu ai insistat pe chestiunea asta cu autoritățile, da, autoritățile nu au făcut nimic, dar să știi că îngrijorător nu este ce a făcut neapărat George Simion. În alți ani, de 24 ianuarie, rețelele de socializare erau pline cu tot felul de pilde, cu aducerea minte despre ce s-a întâmplat în 24 ianuarie. Da. Astăzi lucrurile au stat altfel. Discursurile domnului Iohannis, domnului Ciolacu, eu nu vorbeam despre politicieni și despre autorități. Pilde. Nu, eu vorbeam despre oamenii simpli care postau și rezonau într-un fel cu această sărbătoare. Și lucru pe care eu astăzi nu l-am mai văzut la fel, cu toate că am încercat să mă uit cât am putut de mult. Știrile au fost foarte puține despre 24 ianuarie. Foarte puține. Adică cele care au adus în discuție, site-urile de știri, publicațiile care au adus în discuție 24 ianuarie s-au legat de George Simion. Este și vina lor. Bun, și să ne bucurăm că Simion a făcut reclamă zilei de 24 ianuarie. Nu, să nu ne bucurăm. Nu, să nu ne bucurăm. Da, este. Pentru că pune în umbră, iată, un eveniment de care noi nu mai știm să ne bucurăm. L-a confiscat pentru că a putut să facă asta și pentru că i s-a permis. Și primii. Deci cu complicitatea statului. Și a noastră, a tuturor. Și ca să mergem cu saga lui până la capăt, doamna Lalu zice așa, copreședintele AUR: am fost la mătușa mea cu spir și cu tifon, m-am curățat, m-a ajutat mătușa mea și ăsta are o mătușă, doamna Lalu, și am dat-o jos. Nu e nicio problemă, am înțeles că a fost un băiat de la USR și soția lui care au vrut să facă gestul acesta, nu era tocmai inspirat, dar nu-i purtăm pică, așa sunt cei de la USR, așa au făcut-o și în 2016-2017 și noi suntem extremiștii, așa zice Dacian Julian Cioloș. Unde vrea să bată? Și de ce bate acolo? Vrea să se afirme, nu are... Deci, de luni de zile, este de un an, da? Un an și dar tot. De ce nu zice de domnul Chirica, care e interzis să se manifeste la Iași? Iertați-mă, George Simion este de un an și două luni în Parlamentul României. Aș fi vrut să văd de la acest partid care a intrat cu 10% inițiative legislative, populare, populiste, cum vreți, dar numai inițiative legislative. Ori noi asistăm de câteva luni, chiar aproape tot anul, la astfel de manifestări de circ, și pâine. Bun, ne uităm de la circul de la București, dar vă aduc în discuție ce scrie o publicație germană extrem de influentă în lume, nu doar în Europa, domnule senator, Süddeutsche Zeitung. Partidul extremist, și asta o scrie azi, partidul extremist de dreapta AUR provoacă la București cu idei antisemite o criză politică, iar guvernul reacționează la întâmplare. Probabil ați citit. Extrase, nu? Presa de la București, de dreapta, ce-i drept, a preluat idei din acest articol din Süddeutsche Zeitung. Dacă aveți un comentariu. Vedeți, dumneavoastră, cum spuneau și colegii mai devreme, este păcat că astăzi, într-o zi de sărbătoare, noi și într-un moment în care regiunea e destul de fierbinte, vorbim cu George Simion și de campania lui de marketing și pe care el și-o desfășoară împreună cu partidul dânsul. Eu zic că s-a vorbit destul despre George Simion și despre campania lui și despre ce face el. Da, dar știți de ce vorbim despre el?
Domnule senator, știți de ce vorbim despre el? Pentru că nu există altfel de evenimente marcante sau vreun discurs extraordinar al vreunui politician care să umbrească aceste mișcări ale lui George Simion. Și aș remarca, uite, am mai făcut o chestiune pe care nu știu dacă ați remarcat-o, dacă Călin Georgescu era acolo, lângă el. S-a discutat în spațiu public despre faptul că nu mai este premierul propus și că va fi candidatul la președinție și așa mai departe. Deci ei sunt acolo o echipă sudată în felul lor. Dar, repet, totul este în umbră și George Simion este deasupra pentru că i s-a permis. Eu nu cred că la ei este liniște, lapte și miere. Nici n-am spus că e lapte și miere acum, dacă dumneavoastră așa ați înțeles. Poate nu m-am făcut înțeles. Nu vreau să comentez activitatea politică a unui alt partid. Atunci comentați discursul domnului Iohannis de astăzi, care este încurajator. Dacă vreți, îl și vedem pe domnul Iohannis, dar până e pregătit domnul Iohannis, care a depus coroane de flori și a ținut un discurs, repet, fără emoție, nu că ne-am fi așteptat. Doamna Cătăuță, poate domn senator nu m-a înțeles. Nu mai vorbim de George Simion. Am lăsat circul de la Iași și de la București. Vorbim de Süddeutsche Zeitung, care titrează, mare. Partidul extremist de dreapta AUR provoacă la București cu idei antisemite o criză politică, iar guvernul român reacționează la întâmplare. Punct. Despre asta aș vrea să vorbim, dacă aveți o opinie. Să știți că de multe ori lucrurile din exterior se văd, se citesc și într-o cheie în funcție de informațiile pe care le deții. Într-adevăr, în România, până anul trecut, până acum un an și două luni, ca să spun așa, la București nu exista un partid care poate fi catalogat a fi extremist într-o formă sau alta și probabil că de aceea apariția unui partid care are nuanțe mult mai naționaliste, mai ultraortodoxe, poate fi citit de partenerii noștri până la urmă din Uniunea Europeană ca fiind o formă de partid extremist. Asta nu înseamnă că România este singurul loc în care există astfel de mișcări și în Germania există partide mai extremiste și în Franța, uitați-vă la doamna Marine Le Pen. Nu e un lucru care se întâmplă doar în România, probabil noutatea este legată de faptul că se întâmplă în România, lucru care până acum un an și o lună nu se întâmpla. Mă rog, am mai fost în trecut, dar în trecutul apropiat nu am mai fost și probabil că acest element de noutate. Acum să spunem că declanșează o criză politică, cred că se merge un picuț cam departe. Da, dar important e partea a doua când se referă la slăbiciunea guvernului. Nimic, asta este important. Și în Franța și în Germania se întâmplă lucrurile astea. Dar n-am văzut după asaltul Capitoliului Parlamentului României când s-a desenat zvastica pe steagul României. Nu știm nimic de ancheta aia. Și băieții ăștia de la Süddeutsche Zeitung au văzut ce e cu ochii lor. E pornită ancheta. E pornită o anchetă. Problema este că statul... Nu avem rezultate și modul în care... Și lipsa, să spunem, lipsa de reacție a instituțiilor de forță din acea zi și pe mine mă îngrijorează și cu siguranță... Păi aici e discuția. Și... Să nu uităm intrarea în primăria Timișoara, unde forțele de ordine au asistat cu pasivitate și sunt multe exemple. Asta arată un stat slab, instituțiile slabe ale statului român. La asta mi se pare mențiunea cea mai dură din articolul din Süddeutsche Zeitung. Și când vorbești la tribuna Parlamentului despre criminal de război, nici asta nu trece, nu? Cu vederea sau nu ar trebui să treacă. Hai să-l vedem pe președintele Iohannis astăzi, la momentul solemn. Trăim vremuri marcate de numeroase provocări, iar pandemia de COVID-19 a schimbat radical realitatea cu care eram obișnuiți, obligându-ne să adoptăm măsuri dificile, să facem sacrificii, dar și eforturi substanțiale pentru depășirea acestei crize. Complexitatea acestei perioade reclamă soluții coerente și durabile. Așa cum am dovedit de atâtea ori în momentele de cumpănă, vom continua să facem tot ce este necesar pentru progresul României, pentru apărarea valorilor democratice și pentru protejarea drepturilor și a libertăților fundamentale.
Un comentariu sau mergem mai departe? Vi se pare că ăsta a fost un discurs ținut de 24 ianuarie? Putea să fie ținut pe 23 sau pe 27 ianuarie sau pe 10 august? Mă rog, nu 10 august, nu-l luați, așa mi-a venit, 11 august, da? Deci nu a marcat în niciun fel ziua asta, nu ne-a trimis cu gândul la istorie, nu ne-a trimis cu gândul la unire. A fost doar o scuză și o explicație a măsurilor care urmează să se ia sau a celor care s-au luat până acum în România. Nu mi se pare că acest discurs este unul care trebuie ținut pe 24 ianuarie, când un președinte de stat din România ține un discurs pe 24 ianuarie, nu trebuie să știe omul că este pe 24 ianuarie, înțelegi? Trebuie să se ducă direct cu gândul acolo. Adică dacă îl vede peste 2 ani, pe data de 25 iunie, să spună ăsta este un discurs din data de 24 ianuarie cu siguranță. Ăla este un discurs bun. Ăsta este un discurs ca să fie. Ultimele minute, vreau să vă cer părerea despre desființarea SIJ-ului, o altă restanță a guvernărilor liberale, nu? Și a promisiunilor. Și a președintelui Iohannis, desființarea secției speciale. Ministrul Predoiu a anunțat vineri pașii făcuți concret pentru desființarea SIJ-ului, însă azi e luni, deja asociațiile de magistrați au început să critique proiectul de desființare a secției de investigare a infracțiunilor din justiție, promovat de domnul Predoiu. Am câteva asociații cunoscute, Forumul Judecătorilor, Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor, Asociația Inițiativă pentru Justiție, spun că proiectul desființează instituția doar formal, doamna Cătăuță, iar modul de numire al procurorilor agravează, de fapt, aspectele care țin de SIJ. Ce părere aveți? V-ați lămurit pe chestiunea asta? În mare parte, nefiind un specialist în domeniu, și mie mi se pare cam același lucru, că de fapt vorbim de înlocuirea SIJ, nu de desființarea SIJ. Înțeleg că instituția în sine SIJ se va desființa, dar toate atribuțiile vor fi mutate, că se vor face mai multe angajări și că va fi mult mai bine finanțat decât este SIJ-ul astăzi. De asta, nu știu, poate doamna avocat ne poate spune mai mult. Imediat, doamna avocat, vreau părerea domnului senator de la PNL. E vorba de înlocuirea SIJ prin delegarea atribuțiilor către alte. Am înțeles. Foarte scurt, domnule senator, vă sunt clare aceste modificări și criticile aferente? Mulțumesc ele, proiectul domnului Predoiu mulțumește Bruxelles sau Comisia de la Veneția, că ne gândim toți la ridicarea MCV, la Schengen, pe treaba asta. Aș vrea să revin puțin asupra discursului președintelui de nu, astăzi. Nu, îmi pare rău, trebuia să opinați, ieșim din emisie și suntem pe discuția la SIJ. Cu drag altă dată, vă rog, dacă aveți un punct de vedere despre modificările propuse de domnul Predoiu. Referitor la acest proiect, el este în dezbatere, se află în dezbatere publică. După ce se finalizează dezbaterea publică, specialiștii pot vorbi despre acest proiect. Mulțumesc frumos, domnule senator, mulțumesc, doamna deputată Cătăuță. Sarmiza, doamna Lalu, eu am încredere sunt de bun augur modificările. Eu am încredere în proiectul domnului Predoiu, nu l-am parcurs încă. Am înțeles că e un proiect simplu de 14 chestiuni, 14 articole și sper ca 10 zile de dezbatere publică. Vom vedea ce argumente există pro și contra. Oricum, SIJ-ul trebuie desființat din punctul meu de vedere. Este o instituție de intervenție asupra independenței magistraților. Și Bruxelles va accepta formula asta, în părerea noastră? Repet, miza e scoaterea MCV-ului pentru România Exact. Și poate adera la Schengen Exact. Anul acesta. SIJ-ul deocamdată de 3 ani de când funcționează, nu face decât să cheltuie bani. Din 400 și ceva de dosare anul trecut, doar 2 sunt trimise în judecată cu rechizitoriu. În afară de aducerea unor procurori la SIJ, cărora le-ai oferit locuință, premiere în plus pentru că se deplasează din domiciliu. Dar modul de numire a procurorilor e ok? Cum propune domnul Predoiu? Deocamdată o să mă uit pe el, v-am spus că nu l-am analizat cum trebuie. Am și eu aceste zile la dispoziție. Sunt 14 articole, putem vorbi mâine după ce mă uit pe el. Și sper ca și magistrații să facă adnotările care le consideră necesare. Și să se țină cont de ele. Mulțumesc tare mult. Parlamentul va vota, nu? Bineînțeles, bineînțeles. Doamnelor, mulțumesc tare mult. Urmează Mădălin Ionescu. Vă aștept și mâine seară în direct la Prime Time. Seară bună, numai bine.